Salutare tuturor, sunt Rafael și bine am găsit la un episod de Blitz Survivor Games. Iar noi să începem, alegeți kit-ul. Ce kit? Habar n-am. Mi-aleg pe... Înainte să începem, o să-l amintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria. Și veți episod în continuare. Marcela! Sunt sigur că mă strângem undeva la 1000 de like-uri. N-am mai filmat de mult Blitz Survivor Games și am zis, bă, hai să facem acum. Ce să zic? Hai să vedem ce este. O să... Nu o să fie ca la Survival Games, adică... Deja deci... Vă spate. Du-te și tu undeva. Hai o dată. Hai să bani niște proști. Nu o să fie ca la Survival Games. La Survival Games punem un singur match, un win. Corect? Bun. Aici nu e la fel. Aici o să punem mai multe meciuri, nu neapărat în care câștigăm, chiar și în care pierd. Și o să facem un video ceva mai lung. Bă, dacă înțeleg eu ceva din toată prostia asta. Uite ce e aici. Bă, te îngrijani. Oh my god, mă omorâs, ce dracu cum faceți? Ai murit, mă? Nu. Zici că făceam ceva în grup acolo. Ce era asta? Nu mai dai o singură dată în ba piciorul, că mai am 4 vieți. 3. Am crezut că ești inamic, Marius. Oh my goodness. Bine, 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 oh, uite-o. Bun, deci da, o să fie mai multe meciuri. Câștigăm, pierdem, nu contează. Aici e diferit. Acum, dacă nu știți ce e Blitz Survivor Games, vă puteți uita la videourile mai vechi. La videourile mai vechi. E un fel de Survival Games, dar pentru copii, cum zice Marius, așa. My god, Marius. Bine, 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 cineva. Vine, vine, bau, bau. Bă, da. Știi că eu nu-mi dau seama dacă... Mamă, cum m-a crăpat ăsta! Oh, holy god. Fuck. Fiți atenți acum la mare. Bă, eu n-am shader. Acum mi-am dat seama. Eu nu am shader. Stai, ce facem, mă? Nu știu, frate, ai răbdare. Hai. Ia arată-le. 2, 1. Paranghelia. Bam, 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 marele Marius, PVP, bam, bam, ia uite, ai spart unul. Și, și... Te pui cu Slater cel mai tare. Mamă, Marius zeul. Bravo, boss. The YouTube IT. One, bun. Runda a doua, din păcate ar fi trebuit să fie a treia, dar din cauza faptului că am YouTube la nume, mă aleargă oamenii să mă omoare. Adică îmi dă chase pe toată harta până mă omoară. Hai să sperăm cum se mai întâmplă data asta. Unde naiba ești? În dreapta ta. Aha, te-am văzut. Hai să spunem cum se mai întâmplă data asta și că putem să jucăm. Doamne, câte chesturi sunt, vezi? Bă, ce-o fi, o fi. Sunt 28 de oameni, 28 de oameni. Și dacă vă întrebați de ce n-ai vantremur, rămâna e de la shader. Bă, urlu, fătă-vă în gura de proști. Ia pleacă tu acasă, băiatule. Hai, Marius. Dă-i lui băiatul ăsta de aici. Bă, ți-e țar de bătaie când tu mori. Schia unul în spatele tău care te omoră. Aolo, ce lag am mâncat ce-aș. Nu se poate, mă, prostul ăsta. Ăsta auzi de mă câștigă vreodată? Bacă, uite, baca. Mai are 3 vieți ăsta. Pa. Îmi schie și neapă scai. Hai să jucăm fără shader, că se mișcă ca un rahat. Ia zi, boss, unde ești? Deci în fața ta. A, scrie da. Cineva pe Skype, nebunule. Da, îmi scrie cineva pe Skype. Mic. Mereu te caută pe tine, fetele. Fix când filmezi, Marius. Și pe mine nu mă caută. Am spus domnișoarelor să mă lase în pace, dar nu se poate așa ceva. Mă, copile, te auzi de mă că zic vreodată? Ce ai, mă, ai fi și mare... Eu uite-l pe ăla ce m-am prins. Bă, dar n-am la... Bă, mă, nu am la pantofi. Dacă aveam 20 de picioare, Marius, eram good to go. Stai așa că am speed-ul ăsta care mă nebunește. Doamne, nu merge să dai, fii atent că nu merge să dai YOLO. Nu? A, păi la mie îmi place, frate, cu full YOLO, așa. Oh my god, chit era să dau full YOLO. Full YOLORINA! No full YOLO today. Bun, stai așa să-mi se aducă speed-ul ăsta, gata. Bun, hai să vedem unde ne ducem și sunt tare curios cine naiba mă deranjează la ora asta pe Skype. Sper adică, în afară domnișoare, zic. Pe ele nu mă pot supăra, da. Frate, Marius, bulgări, bă. Să mai mă caute și pe mine, Rafael, domnișoarea tare. Asta, Marius, tu ești luat. Da.
Te-au luat alte domnișoare pe tine, Marius. Sigur. Nu mai ai nevoie. Pe mine trebuie să mă caute. Ia uzi ce vrea, ce eu, dorește. Eu sunt în căutare de dragoste adevărată. Vrei să te însorori, Raele? Da, bă. Deci, așa care... mai de tânăr îmi place, știi? Cine e fată și are buletin, să-l caute pe Rafael. Să-l lase un comentariu, să văd și eu dacă e potrivită pentru vreau sau... Vreau să precizez că eu caut fete cu frumusețe interioară, nu exterioară. Și dacă are 12 ani, nu accepți? Frumusețea interioară contează, Marius. La 12 ani? Nu contează vârsta. Lăsați în comentarii care sunteți fete și vă uitați la Rafael, că Rafael își caută prietena. Da. Și vrea o fană să fie prietena lui, prima. Da. Bă, un loc mai bun de unde să să-ți cauți prietena nu există decât pe YouTube. Eu ce spun? Că de-aia te-ai apucat de YouTube, că n-aveai prietene și ai zis, bă, hai să mă apuc de YouTube, că aici găsesc prietene. Și mă și însor, dacă găsesc că-s prima mea. Pe internet mă însor, Marius. Aici m-am născut, aici mă însor. Bă, cât vorbim noi despre asta, au murit vreo 6 oameni, 5. Vezi că oamenii se uită la discuții, au zis că le-au plăcut discuția cu femeile, cu alea. Da? Da. Ce mă? Unde? Când? Am discutat pe Wall, să nu mai țin minte și au zis, tocmai vreau să închid video, dacă am auzit că discutați despre femei, mi-a plăcut și am mers. Wow, Marius. Da? Vezi oamenii, bagă la cap oamenii, fii atent, Rafaele, ce vorbești. Man. Deci dacă vorbim despre lucruri interesante, poate să fie video plictisitor? Da. Poți să construiești o casă în 60 de episoade, dacă vorbești despre femei. Cool. Înțeleg. Păi chiar ar trebui să mă apuc și eu de o serie de asta de Minecraft Survival. Să fac și o casă în 60 de episoade, ce părere ai? Și toată să uite numai la tine? Vrei să se mai uite cineva? Da, să uite toată lumea. Bă, am găsit cum a atacat cineva. Da, mă, păi așa să face așa. Așa, acum, așa să face. Și nu se mai cere nici like-uri, ne? Dă loc. Wow! Dă loc, bâncățești! Da. Ce, mă? Uite-mă ce este. Nu-l vezi pe ăla care trage lui? Nu. Copile, ești nebun. Pleacă, 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 ești nebun. Sunt tra... A, uite-l, mă. Bă, mai e unul, mai e unul, mai e unul afară de ăla. A, păi știi de ce nu văd, mă? Am... Oh my god, ce... Oh my god, cum dă. Bă, dă un doamne artă, mă, mai dă. Vezi că mai e unul în spate. Doamne, ce îmi dă. Trebuie să-mi dau luminozitatea la monitor mare. Scuz gura, mătii de curvă. Mă bate, mă bate. Fugi! Îl bat pe fraier, lasă-mă. Fugi că te bate aia. L-am bătut. Am luminozitatea dată la monitor, mică, stai. Vine curva după mine! Nu... Bă, 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 ăsta cine? Fac mie șufa! Ce-ai, mă? Nu-l vezi pe ăsta! What the fuck, am crezut că ăla ești tu. E fac mie șufa! Ho, bă, ce ai de zbire așa? Gata. Bambucea. Doamne, de unde aveam luminozitate dată mică, mă, la Minecraft. La monitor, pardon. La hai să facem așa, așa. Lasă-ne bata aia. Mamă, ce mă enervează femeia aia. Bă, dar dă așa cu arcul, știi, să te enerveze. Nu știu dacă am aruncat vreo sabie mai bună, dar nu contează. Hai să o batem, o batem? Dă-i, Marius. Să nu erzi niciodată. Mamă, Marius, ce ai făcut? Vai, ai desființat-o pe biata fată. E copilul acela. Doamne, ai desființat-o. Așa zicea profa mea de biologie. A, mai zicea cineva pe YouTube așa. Ai desființat, așa zicea. Noi la școală desființăm, Marius. De ce dai în mine, nenorocitule? A? Era să mă omoare Fatmir Șufa și comentez? Bă, mai nebuni, mai mâncat, așa zici tu, mai mâncat cu un Fatmir Șufa. Nu-ți place Fatmir Șufa? Nu am înțeles Vladimir. Fatmir, bă, Fatmir. Așa înțeles în prima oară, Vladimir Șufa. Dar să-ți place numele ăsta de manierist? Mamă, nume de badass. Hai să batem pe ăsta și să-mi cheiem bâlciu. Eu nu vă pun nimeni. Eu văd, da. Marius, că ai o problemă. Păi da. E bacă. E băci. Ăsta era să-l omori la începutul videoului. Yo, what up, bitch? Da, Fatmir Șufa! Admire!
Te îngrijanele aici. Uite prostul sări în lavă ca cum prost. Ți-a plăcut asta, Marius? Hai să mergem cu runda următoare. Îmi place că încep meciurile destul de repede, nu trebuie să aștept scapă mă cât să gâi 3 ani. Asta pare interesantă. Hai să-i dăm drumul, Marius. Îi dăm drumul? Zice! Bună! Bună! Fatmir Shufava. Oh my god, iar sabie, ia muriți mă, dar să vă dreacu de proști. Ia mor mă, tu prostule. Ce șmecher e, Marius? Și târfa asta să moară? În chinuri? A, tu ai sabie, mă, ești șmecher? Uite-l rost, omoară-l pe ăsta să-mi faci jos de armă. Ia uite-l pe ăsta. Îl dreacu, dar mai înțeles ceva, dau un tot. Arunca și tu sabie. Ia vină mă, știu prostule, încoa. Ia marș mă acasă. Mamă. Bă, stai mă, dă și niște aici. Nu le fura așa pe toate. Te uiți dacă cum să joacă? Păi dacă n-am luat armă de la spawn. Uite, uite, doi team aici. Ai fut-o vă în gât, face steam ai? Bă, ce-o, la mine video nu se înjură. Îți gura, mă, te faci steam ai, capă mă, că zică. Ia vină mă și mori. Fatmire, unde pleci, bă? Hai mă, îl bați. Oh my god, era stepa pe tine. Ăla căzui ce-am groapă. Nu știu dacă a fost o idee bună. De ce? Hai mă, săraci. De ce? Vrei să văd ce e aici. Hai că merge să urci, vină-vă, săraci. Nu te pici. Perfect. E unul, e Iron Man. Iron Man. Vino cu Fatmire. Am văzut un chest, dar nu contează. Bă, ce trebuie cu face? Avea târnă cop, mă? Cine mănâncă nasul? Și e ciudat că mănâncă... Ei, ce Rafaele. Mă mănâncă cealaltă nară. Culoarea ta preferată. Mănâncă o nară diferită, mare. Și vai în regulă aici. Fatmire. Tararan, dan, tararan, tararan. Sunt gata. Fatmir Shufa este gata. Găsește niște muritori, Marius. Oh, ia uite-l. Bă! Bă! Oh my fucking god. Ce-a văzut asta, mă? Bă, și calul și pe mine, mă? Ce trebuie? Bă, gămeși. Fatmire, ce dacă să-mi bag, mă? Nici măcar nu știu ce să-mi bag, frate. Zii tu ce să-mi bag. O nară. Să-mi bag nara asta care mă tot mănâncă. Fatmire, ce dacă... Hai mă, Fatmire, vină mă încoa. Fii atenți cum îl bate ăsta pe Marius acum. Lupta anului. Ce se bate mă copilul ăsta? Crezi că ai căzut, what the fuck? Ia că mă copile acasă, mă. Mă bat cu hacker pe mă, că se găsi tu vii să te bate mașini. Fatmir Shufa! Mă amuză mai ales de fiecare dată. Vei când câștigă așa și șmecher, îți dă impresia că nu-l bate nimeni. Nu mă bate nimeni, Rafael. Mamă, Marius, ai făcut episodul, clar. Lumea dă like acum că ai rupt tot. Și mie! Sper că v-a plăcut episodul acesta. La mine pe channel! Mulțumesc pentru că ați acordat și ne vedem data viitoare.